primul rând aș vrea să vă mulțumesc că ați răspuns invitația noastră și că ați venit la această conferință de presă. Am organizat-o pentru că sunt câteva proiecte importante, zic eu, pentru aeroport, care vor avea impact asupra întregii regiuni. Și cred că ar fi bine să vă informăm asupra proiectelor care ne-au desfășurat deja, care sunt acum în derulare și ce avem de făcut în viitor, ce avem în plan pentru viitor. Să rog pe colega mea să mă ajute să schimbăm când va fi cazul. Dacă aveți întrebări, oricând puteți să puneți întrebări și vă voi răspunde. Orice fel de întrebare, aș vrea să încep, înainte de a face prezentarea proiectelor de investiții, aș vrea să răspund despre evoluția traficului. Cred că de aici pornește orice efort, este important. Și am avut perioada de pandemie în care ne-am comportat la fel ca toate aeroporturile la nivel european, la nivel național. Am avut o cădere de trafic anuală în 2020 de 70,5%. La nivel european a fost 70,4% și la nivel de țară 71% căderea de trafic. Deci am suportat consecințele acestei pandemii la fel ca toate celelalte aeroporturi. Revenirea, în schimb, a fost una care a întrecut așteptările, în sensul în care organismele internaționale foarte bine informate asupra evoluției traficului și asupra pieței aviației civile au estimat că traficul va reveni treptat până la sfârșitul anului 2025, astfel încât la sfârșitul anului 2025 vom fi la nivelul anului 2019. Însă, în realitate, am trecut cu mult așteptările tuturor și așa se face că traficul la nivel european a revenit în proporție destul de mare, în special în ceea ce privește traficul pe aeroporturile regionale. Acum ne aflăm doar la 9% mai puțin decât în aceeași lună a anului 2019, la fel a fost ultimele 3 luni. Deci, în lunile aprilie, mai, iunie, am înregistrat cu 9% mai puțin decât în aprilie, mai, iunie 2019, ceea ce este foarte, foarte bine. Cu alte cuvinte, suntem înapoi acolo unde trebuie să fim în ceea ce privește traficul aerian. În ceea ce privește cursele operate și numărul de mișcări de aeronave, doar 2% este scăderea. Diferența între traficul de aeronave cu o scădere de 2% față de 2019 și pasagerii cu 9% se datorează încărcăturii pasagerilor pe aeronave. Adică curse sunt aproape aceleași, doar că numărul de pasageri pe aeronave este un pic mai mic. Și de asta avem ca această cădere de trafic de 9% de fondată. Eu sunt convins că vom reveni și foarte curând vom ajunge la nivelul 2019, când va trebui să așteptăm până la sfârșitul anului 2025. Pești bune vin din direcția traficului de marfă. Cargo a crescut constant, inclusiv în perioada pandemiei. Acum ne aflăm la un plus 58% față de 2019. Fac mereu referire la 2019 pentru că ăla este considerat ca fiind an de referință. Și în ceea ce privește cursele de charter, aici a fost o surpriză cu adevărat plăcută, în sensul în care a crescut în proporție de 98% față de aceeași perioadă a anului 2019. Aproape 100% aproape s-a dublat. Anul acesta, până în momentul de față, avem peste 30.000 de pasageri și în 2019, până în aceeași perioadă, au fusesem 15.000 de pasageri. Deci, este evident faptul că oamenii își doresc să călătorească cel mai mult în vacanță, dar și faptul că a crescut traficul de pasageri, nu neapărat de ceartere, demonstrează faptul că întâlnirile între oameni sunt importante, nu întâlnirile directe. Adică, ok, cele online sunt eficiente, sunt binevenite, dar totuși oamenii vor să stea de vorbă față în față. De asta se călătorește și traficul a revenit aproape la nivelul normal. Dacă aveți întrebări legate de trafic, legate de alți indicatori, vă
stau la dispoziție, dacă nu, dacă doriți la sfârșit, dacă sunteți de acord, trecem la partea de investiții, care de asemenea mi se pare importantă. În perioada asta am avut câteva planuri a derula niște proiecte. După cum știți, există acel program operațional Investiții Mari, COIM-ul, care a ajutat toate aeroporturile din România, cel puțin să își refacă o parte din infrastructură, să se doteze pe echipamente. Noi am profitat și noi, la fel ca și colegii noștri din întreaga țară, de acest program și am derulat o serie de investiții. Nu sper rog să mai treci un pic, asta este traficul care le prezintă doar câteva date despre aeroportul Timișoara. Deja am vorbit despre el. Unde ajunge? Aici este. Cele cu roșu, primele două, sunt proiecte care deja sunt finalizate. Este vorba de terminalul de sosire cu curse externe. Și al doilea proiect este cel de mașini de pompieri și camere de securitate. Ele două, mașini de pompieri și camere de securitate, au fost puse în același proiect. Întrucât, din punct de vedere al finanțării, ele sunt finanțate în proporție de 100% din fondurile europene și bugetul de stat. Deci, raportul Timișoara nu a trebuit să cofinanțeze acest al doilea proiect cu roșu, ci doar primul proiect, cel de sosiri curse externe. Conform normelor europene, această cofinanțare se face în funcție de nivelul de trafic de pasageri înregistrat în ultimii 2 ani. La momentul în care am depus proiectul pentru terminalul de curse externe, noi aveam peste 1 milion de pasageri în ultimii 2 ani, prin urmare trebuie să cofinanțăm acest proiect în proporție de 50%. Și, după cum știți, el este finalizat, este deja operațional, se lucrează pe el. Urmează să mai modernizăm un pic, în sensul în care să lucrăm un pic la imagine. Urmează în viitorul apropiat o licitație pentru panourile, care sperăm că va înviora puțin atmosfera. După care, de asemenea, vom face o licitație pentru un spațiu comercial, pentru un shop în zona celor 3 benzi de bagaje. Și atunci sperăm noi să arate și mai bine terminalul. De asemenea, partea din fața terminalului vom reorganiza talele, pentru că nu este așa cum ne-am dorit, vor apărut mici deviații de tale, dar lucrurile acestea se vor rezolva în viitor apropiat și cred că în 3-4 luni vom avea terminalul la stadiul la care ne-e dorit. Deocamdată încă ne simt mici ajustări de făcut. În ceea ce privește mașinile de pompieri și echipamentele de control de securitate, după ce se termină această conferință de presă, o să vă invităm în zona unde se află montate aceste echipamente, pentru a le vedea cum funcționează. Ele sunt performante, sunt reglementări europene care au impus ca echipamentele de standard 2 să fie înlocuite cu standardul ridicat de standard 3. Aceste noi echipamente au o viteză mai mare de procesare. Asta înseamnă că capacitatea dinamică a aeroportului va crește, în sensul în care avem mulți pasageri vor putea fi procesat în aceeași perioadă de timp față de vechile echipamente. Și am dorit să le vedeți, chiar arată bine, și un aspect plăcut și pe lângă faptul că sunt performante, această viteză mai ridicată de procesare se datorează faptului că penetrarea este mai bună, viteza de lucru este mai bună și imaginea pe care o primesc utilizatorii poate fi rotită, este 3D. Sunt echipamente care chiar fac o treabă foarte bună și care vor avea un impact pozitiv, nu numai spre aeroportul Timișoara, asupra tuturor aeroporturilor din Europa, pentru că reglementarea asta nu s-a referit doar pe aeroportul Timișoara sau aeroportul din România, ci a fost până la nivel european și toate locurile vor avea această facilitate. Deci pasagerii vor fi procesați mai rapid pe toate aeroporturile. Echipamentele de pompieri, am luat ce s-a putut lua mai bine, mai performante, echipamente de pompieri pe șasiu comercial. Am optat pentru a avea acest șasiu comercial pentru o mentenanță mai facilă și
mai ieftină. Există echipamente de pompieri mai performante decât cele care le avem noi, însă presupune un cost ridicat pentru a le întreține. Cam asta ar fi cu echipamentele care deja sunt achiziționate și cu proiectele care sunt finalizate. Trecem la cele cu albastru, care sunt proiectele pe care le derulăm în momentul de față. Avem terminalul de pe percurse externe. În momentul de față ne aflăm în faza de proiectare. După cum știți, a fost câștigată proiectarea și execuția terminalului între firma Conceles. Săptămâna trecută au venit mai mulți proiectanți, 7 de la firmă, pentru fiecare pe domeniul lui, care își dea celălalt la concurența, la infrastructură, pentru a lucra la acest proiect. Noi sperăm că acest proiect să fie gata în 4 luni, după care să începem efectiv construcția terminalului. În ceea ce privește construcția, cei constructori ne-au asigurat că dacă ce poate la cel puțin în prima fază, iar sunt numai licea la construcție, dar fost un pic sceptic, dar în ținut termen de 2-3 luni pentru a ridica terminalul. Tot ce ține de structură, mie mi s-a părut foarte scurt, însă spunea că vor veni cu inclusiv cu partea de beton prefabricată și practic va fi doar montată ca un Lego și partea de metal și partea de betoane. Și acum s-ar putea să fie așa cum spun ei, sper să fie gata în 2-3 luni ridicat, după care se va trece la partea de interioare. Dacă se va întâmpla așa, atunci vom avea timp suficient pentru a finaliza până la sfârșitul anului 2023. Și dacă nu terminăm la sfârșitul anului 2023, deci 1 decembrie 2023 este data limită, nu este nicio problemă din punct de vedere al construcției, se va finaliza după, însă este o problemă mare din punct de vedere financiar, în sensul în care orice cheltuială o vom face după această dată, nu va mai fi eligibilă, va trebui să suportăm din propriile buzunare. Și atunci, bineînțeles că vom face tot ce ne stă în putință să finalizăm până la acea dată, tocmai pentru a economisi cât mai mulți bani. El o să aibă o suprafață, nu vreo mai mare decât cea a 12 mm pătrați. Echipamentele, de asemenea, vor fi de ultima generație, de asemenea, care vor permite o creștere a fluxului, a vitezii de procesare a pasagerilor. Vom avea și acele echipamente care va face automat trecerea de porția de frontieră, fără operator, pe baza datelor biometrice și a pașapoartelor. Și cu siguranță toate echipamentele cu care vom dota terminalul vor conduce la o procesare mai bună. În ceea ce privește confortul, acesta este principalul obiectiv și deziderat pe care ne-l dorim, pentru că terminalul actual face față la un număr mai mare de pasageri și viteza de procesare este acceptabilă, însă prin această mărire și prin construcția noului terminal, în primul rând vom trece la o altă clasă de confort a pasagerilor. Și asta va fi cel mai important lucru pe care îl vom obține după ce terminalul va fi finalizat. Următoarele două, de fapt, sunt echipamente de siguranță. Noi le-am împărțit în două, în sensul de economice și non-economice, din aceleași considerente, pentru că ele sunt tratate separat din punct de vedere al finanțării. Însă, de fapt, ele fac același lucru. Este vorba de creșterea nivelului de siguranță pe aeroportul Timișoara. Atât doar că sunt echipamente pe care noi, dacă le utilizăm, desfășurăm activități economice, pentru că ele sunt plătite prin decibrare, de exemplu, și noi scoatem bani în decibrare și atunci este normal că ele să fie încadrate la activități economice sau cele de dezăpezire a pistei, care să mergem pe aterizare, deci normal să cofinanțăm aceste echipamente, iar celelalte care sunt non-economice, acele sunt echipamente care contribuie la creșterea nivelului de siguranță, însă ele nu reprezintă activități economice, ele vin prin obligația statului de a asigura acest nivel de siguranță și asta este motivul pentru care nu este necesară cofinanțarea acestor echipamente. Se vorba de echipamentele care se ocupă de întreținerea zonei inerbate, de modularea aspirarea pistei și de curățarea depunerilor de cauciuc, de exemplu de pistă,
excavator, echipamente de mașini de intervenție rapidă pentru cazul puțin probabil unui accident, de asemenea că în cazul de calamități avem un centru de comandă mobil. Aceste activități de munca sunt bani, în urmare ele nu trebuie cofinanțate de către Portul Timișoara. Acestea le vom cofinanța, proiectele la echitățile economice vor fi cofinanțate doar 25%, nu 50% ca și terminalul de plecări și cel de sosit, pentru că pandemia e evident că a avut un efect negativ asupra întregii lumi, însă din acest punct de vedere a avut un efect benefic în sensul care au avut puțin pasageri și nu am mai înregistrat peste 1 milion de pasageri în ultimii 2 ani, prin urmare nu mai trebuie să punem jumătate, ci doar 25% pentru a achiziționa aceste echipamente. Așadar, pandemia, cel puțin din punctul de vedere, a avut și un efect benefic în care acum vor fi nevoiți să cofinanțăm doar o parte mai mică din aceste echipamente. Noi avem sistemul integrat de securitate aeroportuară. Asta înseamnă gardul perimetral, drumul perimetral, care bineînțeles va fi montat, și echipamentele care vor fi montate pe acest gard. Este vorba de echipamentele camere de la vedere și echipamentele de detecție a intruziunii, garduri inteligente, în sensul care dacă pui mâna undeva, să cineva atinge gardul într-o anumită zonă, acest lucru se transmite automat către centrul de securitate și, de asemenea, camera de la vedere se pleacă singur și se focalizează spre acel punct unde cineva a atins gardul sau... Tot din sistemul integrat de securitate aeroportuală face parte și o nouă remiză pe zi și punctele de control acces care vor fi modernizate și, de asemenea, birouri pentru departamentele de siguranță și de securitate ale aeroportului. Proiectul per total e 23 de milioane de euro, fără TVC, 20 de milioane de euro, fără TVA. Este un proiect mare, frumos și care, cu siguranță, va aduce beneficii atât din punct de vedere al siguranței, cât și din punct de vedere al securității traficului. Aceștia sunt proiectele care, în momentul de față, se află în lucru, ele se află în diferite stadii. Cel de avansat este terminalul de plecări, celălalt sperăm să semnăm contractul la sfârșitul acestei luni, poate chiar mai repede, iar sistemul integrat de securitate aeroportuară se află în momentul de față, așteaptă să intre în aprobarea Consiliului Tehnico-Economic Interministerial, pentru că depășește o intervalare și nu este suficientă aprobarea Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Transportului, va trebui să intre în cel interministerial. Toate, absolut toate aceste despre care am vorbit până acum, vor trebui să fie toate proiectele, trebuie să fie finalizate până 31 decembrie 2023. Dacă nu vor fi gata, nu nicio problemă, nu mai întâi, dar va trebui să suportăm din propriile buzunare finanțarea care se va face după data de 31 decembrie 2023. Noi sperăm să le finalizăm pe toate până la acea dată și să nu fim nevoiți să mai punem bani de la noi. Următoarele trei, cele punere, sunt cele pe care le avem în plan să le derulăm, proiecte frumoase și de anvergură mare. Ele nu sunt cuprinse în acest program operațional investiții mari, dar ele vor trebui, sperăm să existe și alte programe care să ne permită să ținem finanțare din altă parte, cât mai mult posibil. Este vorba de centrul logistic intermodal. Aici este o suprafață de 63 de hectare care se află în partea de sud a aeroportului, cum ieșiți de pe aeroport pe partea stângă. Este până la intersecție, până la sensul giratoriu. Și ne aflăm într-o situație avantajoasă. De unde a venit ideea aceea de a crea centrul intermodal? Avem pista de aterizare, de colare. Avem, deci, ceea ce permite traficul aerian. Avem autostrada la câțiva kilometri de noi și avem centrul orașului Timișoara la mai puțin de un kilometru. Ceea ce înseamnă că rutierul este foarte ușor să fie conectat cu această zonă. El este deja conectat, trebuie făcut doar niște mici conexiuni în interior, practic pentru a delega la rețeaua rutieră. Și avem calea ferată. Este calea ferată care ajunge în aeroport în momentul de față, pe care pe drumul aduce combustibilul.
l-avem în cinta aerodelierilor, ea nu va putea fi folosită pentru că este dedicată pentru curs militar și pentru ca pe drumul să fim aici pe fost de locare. Dar, oricum, se află la 1,8 km acea zonă de unde ne putem conecta. La când e vorba de investiții mari, 2 km de linie ferată nu reprezintă mare lucru. Și atunci vom putea lega această zonă de rețeaua de căi ferate, astfel încât marfa să poată fi conectată între cele trei tipuri de transport aerian, rutier, aerian și feroviar. Asta pentru partea de cargo. Am uitat să vă mai zic, eu trebuie să trecut aici pentru că el nu ne aparține nouă, el aparține CFR-ului. Și am spus mai devreme cu calea ferată la 1,8 km înspre Venetia, aia este pentru marfă, însă noi avem și înspre geamă, da? Există deja un proiect care nu este derulat de către noi, dar noi vom beneficia totuși de el. Este vorba de o extindere dinspre Giarmata, dinspre Giarmata Mare, înspre aeroport, o cale ferată, care va asigura transferul pasagerilor, va veni până în fața terminalului. Și atunci se va asigura acea intermodalitate și la pasager, doar la mare. În sensul care vom avea o gară micuță, chiar dincolo de parcare. Parcarea actuală, puțin mai la sud de parcarea actuală. Și atunci, practic, noi va trebui doar să asigurăm transferul din terminal în gară. În ceea ce privește partea de rutier, avem un plan, ca după ce vom termina terminalul de plecări, vom face niște schimbări de fluxuri și acesta fiind noul terminal de plecări, atunci plecările actuale de curse interne se vor încălca plecările de curse externe. Și atunci va rămâne aerogara de curse interne, va rămâne practic goală. Și acolo intenționăm să începem să facem o autogară, va trebui un pic rearanjată, și să facem o legătură între această autogară și parcarea și calea ferată care va fi dincolo de parcare. Dacă ați fost la anumite aeroport, minut, oricum așa o să vedeți, dacă ieșiți din terminal, vedeți în față 20 de autobuze, care fiecare pleacă în direcții diferite. La noi nu vor fi poate 20, dar măcar să fie 5-6, nu suntem la Rești, sau măcar nu suntem și unul la Rad, unul la Oradea, care prin această intermodalitate noi ne creștem un pic și zona de captare, în sensul în care orice aeroport depinde de numărul de locuitori, de tipul de locuitori de producția din zonă și dezvoltarea ta depinde de zona de captare, dar dacă vom reuși să facem această legătură cu autobuz, atunci zona asta de captare va crește și vom putea aduce mai mulți pasageri, ceea ce înseamnă un plus de trafic pe Timișoara. Și bineînțeles, pentru pasageri va fi ușor. Cobor din avion, te urci în autobuz și te duci la Reșița, de exemplu. Și la fel și cu calea ferată, te urci în autobuz, te urci în tren și te duci, nu știu, unde dorești să ajungi la Deva, să nu știu unde. Deci, această intermodalitate, sperăm noi, va avea un impact pozitiv asupra traficului. Iar în partea de cargo, după cum am spus, traficul cu cargo este bun pe aeroportul Timișoara, a crescut constant. Aeroportul Timișoara a registrat în ultimul timp cât toate celelalte aeroporturi la un loc regionale, mai puțin autopen, care e acela, e aeroportul național. Deci zona este foarte bună din acest punct de vedere. Dacă la pasageri suntem un pic dezavantajați de granițele apropiate cu Ungaria și cu Serbia, în partea de cargo suntem avantajați de faptul că zona de vest a României se dezvoltă puternic, sănătos și chiar dacă pasagerii nu vor avea un boom extraordinar, cu siguranță marfa va avea o creștere semnificativă și pe viitor. Sunt foarte multe proiecte pe care le avem în cap și idei, dar așteptăm să vedem dacă se vor și concretiza. Însă, în mod sigur, faptul că regiunea este cea mai dezvoltată din punct de vedere al turismului intern pe care a lucrat din toată România, va avea un efect pozitiv asupra traficului de marfă pe aeroportul Timișoara. Și la rândul lui, aeroportul Timișoara va contribui la această dezvoltare a regiunii, tocmai prin simpla prezență în regiune. De asta, cred eu că acest centru internațional logistic este important pentru viitor. În ceea ce privește finanțarea, sunt discuții cu diferite entități. Noi
ține de ministrul transporturilor ca societate, ne aflăm în directorul urmare 87 de acțiuni sunt ale ministrului transporturilor și 26% fondul proprietatea. Terenurile sunt în administrarea ministrului transporturilor, toate în concesiune către aeroportul Timișoara. Tocmai de aceea, domnul ministru a făcut o grămadă de demersuri, multe demersuri pentru a obține discuții atât cu Ministerul Transporturilor din Japonia, cât și cu Ministerul Transporturilor din Emiratele Arabe Unite, cât și cu cei japonezi pentru a intermedia întâlnirile pe care le-am avut cu fiecare dintre ei. Normal că am fost alături de dânsul de aceste întâlniri și am transmis datele necesare, atât celor din Japonia, cât și celor din Emiratele Arabe Unite, pentru a face pașii următor. Bineînțeles, decizia le va aparține lor și nouă, dar discuțiile există. Vedem ce va ieși din analizele de business pe care le vor face, cu siguranță fiecare dintre ei vor face analize și vor vedea dacă se vor hotărâ să investească sau nu în această zonă. Mai avem următorul proiect de modernizare a suprafeței de mișcare. Suprafeța de mișcare înseamnă pistă, căi durulare și platforma unde parchează aeronavele. Din acest punct de vedere, aeroportul Timișoara stă bine la momentul de față, în sensul în care avem pistă de 3,5 km, pe 60 de ventilațime cu două plafoane de 45 de metri plus plafoane de stâmbătreată, 7,5, și permite aterizarea oricărui tip de aeronavă. Am avut anul 124 care a aterizat de ori la Timișoara. Însă, ultima mie de metri, are o importanță mai scăzută și un CBR mai scăzut, ce importanța suprafeței interbate în zona de vest a țării județul Timiș, zborul este mai moale decât în alte părți și probabil ăsta a fost motivul pentru care în timp această zonă s-a lăsat un pic în jos și a devenit o importanță mai slabă. Asta nu înseamnă că restricțiile aeronave din punct de vedere al operării, el poate să fie prizete. Problema este că vom fi forțați să punem limitări. De exemplu, nu vin mai mult de două ori pe săptămână. Ori dacă se dezvoltă această zonă din sud, pe cele 60 de hectare din sud, atunci am vrea să nu venim cu restricții la aeronave, să zicem, bine, vină cu aeronavă mare, dar nu venim decât de 4 ori pe săptămână. Am vrea să oferim posibilitatea să opereze zilnic, dacă este cazul. Și de aceea, această ultimă mie de metri ar trebui refăcută. În momentul de față avem finalizată expertiza întregii suprafețe de mișcare. Avem câteva soluții pe care le analizăm. Sunt soluții de diferite niveluri de investiție. Adică sunt unele care ajung la 200 de milioane și altele low cost care ajung la 40 de milioane pentru a reface întreaga suprafață. Vedem, depinde foarte mult de cine va face finanțarea, de unde obține finanțarea, dar obține finanțare pentru 200 de milioane de euro, atunci da, o facem ca coadă, o spargem toată, turnăm una nouă, punem asfalt, facem tot conform recomandărilor. Dar și pe de altă parte, în cazul în care nu vom avea finanțare de o asemenea învergură, atunci avem soluții mai eficiente din acest punct de vedere, în sensul în care să ne facem totuși treaba, dar cu o sumă mai mică de bani. Și atunci aveam în plan și o cale de rulare, de ieșire rapidă, vom renunța la aceea, vom renunța și la o extindere de platformă majoră și vom face secvențial atunci când va fi nevoie, prima oară spre nord, după care spre est, astfel încât să acomodăm traficul de care avem nevoie. Dar asta rămâne de văzut în funcție de capacitatea de finanțare și de absorpția acestor fonduri și să vedem în ce modalitate vom reuși. Oricum, câteva dintre ele trebuie făcute. Acea ultimă e de metri din direcția pe est. Acolo va trebui, fără îndoială, să luăm cât mai rapid măsuri. El nu va reprezenta niciodată un risc pentru traficul aerian și pentru aeronave. Este asemănător cu tractorul care merge pe drum de țară. Tractorul nu pățește nimic niciodată. La drumul de țară, în timp se lasă. Și te trezești după 2 ani de zile că ai numai șanturi. Cam așa știu că se poate întâmpla și la pista. Când nu vine o dată, de două, de zece ori, dar te trezești după aia după un an de zile pe toată pista, ai numai valuri. Și de asta este necesară de o
realizarea posibilităților de a mări această capacitate portantă pe ultima mie de metri. Și noi avem la această modernizare a suprafețelor de mișcare, noi avem plan să extindem platforma în zona de est. Acum, în momentul de față, acolo se află unitatea militară. Însă, în viitorul apropiat, sperăm noi, dar cu siguranță viitorul apropiat, pentru că deja se află în lucrul nostru destul de avansat, va avea loc un transfer de terenuri între Ministerul Transportului și Ministerul Apărării Naționale, în sensul în care aeroportul Timișoara să mai ia o suprafață de teren și să dublăm capacitatea platformei, ca și mărime, ce avem acum de vedeți că sunt aviatoare, să dubleze, și în contrapartidă noi să dăm la militare, la fel ca o peninsulă în teritoriul care se află la noi în concesiune, în unitatea militară, unde se află pururile de alimentare și fostele rezervoare ale unității militare de aviație. Ei și-ar dori să revitalizeze întreg sistem pentru pururile de alimentare și pururile rezervoare și atunci ei numai că au nevoie de acel teren. Și atunci, întrucât nu avem nevoie de teren de lângă platformă, iau nevoie de teren cu rezervoare, atunci mi s-a părut foarte logic și normal să facem acest transfer și fiecare să-și vadă primit dezideratul. Și în momentul de față se află în lucru, sperăm cât mai repede posibil, nu știu cum funcționează la nivel de Parlament aceste HG-uri și cât de repede se poate face acest transfer pe care avem nevoie, pentru că traficul de cargo în special crește și într-un timp destul de ridicat. În momentul de față am început 3 avioane mici, în momentul de față avem 3 aeronave Boeing 737 care fac și pentru DHL, pentru TNT și pentru UPS. Și cu siguranță se va dezvolta și vom avea nevoie de această zonă de parcare să o lungim. De asemenea, dacă vor ieși acel proiect pentru zona de sud, din cele 60 de hectare, atunci cu siguranță vor veni aeronave de capacitate mare. Și avem nevoie de acea platformă, tocmai pentru aeronave de capacitate mare. Ea va avea o portanță mai ridicată, va fi mai solidă pentru a putea acomoda aceste aeronave mari. Și ultimul sunt alte investiții, proiectele alte investiții. Ele sunt, mi-am spus alte, ele sunt destul de clare deocamdată. Este vorba de un parc fotovoltaic. Noi avem un teren de 10 hectare, tot în sud-est, față de actuala locația terminalului. Și pe aceste 10 hectare avem un plan să facem un parc fotovoltaic, în prima fază unul de 3 mega, pentru că până la linia de 3 mega nu intri la producător, ci la consumator, după care, dacă va fi cazul, vom face din 3 în 10, dar în momentul acela va trebui să devin producător, va trebui să facem un parteneriat, o firmă să plătim acea licență pentru transport de energie și atunci oricum și cei 3 mega cu care vom începe, va asigura consumul pe care îl avem actualmente și cu nouă terminal de plecări. Deci suntem, cum să zice, la break-even atunci cu consumul. Nu vom avea niciun plus mare, dar pe de altă parte ne vom asigura singur energia de care avem nevoie, energia electrică de care avem nevoie. Ar fi bine totuși să putem face un bani și din cele 10 hectare care la rândul ăsta, dacă se va putea, vom trece către mări acest parc de la 3 la 10. Dacă va fi cazul, bine să vom discuta cu partenerii noștri să vedem dacă se impune sau nu. Și noi avem acea digitalizare a aeroportului despre care se vorbește în noi, cred că peste tot în Europa, pentru că este vorba de programul de siguranță și cel PNRR, programul național. Și în această digitalizare avem o grămadă de proiecte, încă mai încercăm să identificăm posibile alte proiecte care să fie finanțate prin acest PNRR și prin această digitalizare. Noi avem deja un listă cu ce avem așa, dar suntem deschiși, bineînțeles, la orice colaborare, mai vin cu idei și cei de afară și îl completăm. Așa, de parcurs ce ne vin idei. Cam astea sunt proiectele pe care le-am derulat, le dublăm și pe care le avem în plan.
Dacă aveți orice fel de întrebare din orice domeniu, vă stau la dispoziție cu orice. Domnul director, pe partea de pasager, dacă sunt perspective de noi destinații, pentru că au dispărut multe, Tel Avivul, multe, iau, comparativ cu Clujul, suntem la jumătate de destinații externe. Așa, Clujul are un mare avantaj față de Timișoara, în sensul în care nu au aeroporturi mari în apropiere, nu avem noi Budapesta și Beogradul, și au acea zonă de catchment area de care vorbeam de 360 de grade, iar nu de peste tot. La noi, de la Stârpi, mai vin, mai vedem că avem călători din Serbia, din Ungaria, în schimb, nu am văzut în ultimii 25 de ani, nu cred că am văzut mai mult de 2-3 mașini din Ungaria pe aeroportul Timișoara, pentru că preferă, chiar dacă sunt la Seger, că distanța e aceeași. Și au fost la despre 500 Timișoara și spre Budapesta, preferă să meargă la Budapesta, e un aeroport mare, o grămadă de destinații și preferă să meargă acolo, se simt și mai confortabil în propria lor țară. Și atunci avem acest avantaj față de Cluj. În ceea ce privește mergi destinații, noi avem programul de discuții cu toate companiile aeriene care operează în România și încercăm să atragem și să deschidem și la Timișoara anumite noi destinații. Avem o schemă de stimulare a deschiderii noi destinații prin care oferim 75% discount la toate tarifele de aeroport, mai puțin 2-3 tarife prin care conform legii nu avem voie să oferim discount, dar la cea mai mare parte și la cea mai importantă oferim un discount semnificativ. Practic, o nouă destinație nu mi-aduce, din punct de vedere financiar, nimic în plus, ci doar noua destinație. Nu mi-aduce nimic în plus timp de 2 ani. După 2 ani va plăti tarifele normale, dar vreau de zile, pentru a-i stimula să deschidă mai multe, oferim acest discount enorm, zic eu, dar tocmai pentru a-i atrage. Și în momentul de față avem discuții cu Ryanair pentru a reloca din nou aeronavele la Timișoara, după cum știți, s-a retras nu numai din Timișoara, s-a retras de peste tot din România și de alte stații și din Polonia și din Ucraina, pentru că la momentul respectiv Air Berlin dăduse faliment și Ryanair a încercat să capreze cât mai mult din piața lăsată liberă și Eurowings au încercat și Ryanair au reușit fiecare să ia parțial și atunci au mutat aeronavele din zona de Europei de Est în Germania, tocmai pentru a capra cât mai mulți pasageri din cei lăsați din cea zonă de piață lăsată liberă de Air Berlin. Asta nu înseamnă că ei nu se gândesc să revină totuși în Europa de Est și noi încercăm să-i stimulăm, încă negociăm pe tarife, după cum știți, sunt niște negociatori foarte duri. Chiar dacă noi le oferim condiții decente, zic eu, e vorba totuși și mai mult discount și trebuie să avem grijă și noi să nu intrăm într-o zonă în care să fim sub limita de profitabilitate, pentru că atunci chiar nu ne rețează pus că există probleme de concurențialitate atunci deja devine stabil ajutor de stat, pentru că nu ne primim bani de la stat și noi, practic, subvenționăm activitatea unor companii aeriene. De asta noi nu avem voie, din punct de vedere legal, să trecem sub limita de profitabilitate, oricât ar exista ei. Și chiar dacă, din punct de vedere strategic, ar fi bine, totuși nu vom face această decizie, tocmai pentru că am însemnat să încărcăm legea și a concurenței și a ajutorului de stat. Și de aceea nu putem să întâlnim condițiile pe care și le trebuie. Dar s-ar putea, dacă putea să oferim totuși acestor companii, și nu numai Ryanair, ci și celorlalte companii aeriene, se pot face aceste ajutoare din partea regiunii. Există în momentul de față la Comisia Europeană în lucru un proiect în care se permită regiunilor care vor să segmenteze aerian să subvenționeze anumite rute. În momentul de față nu este scoasă încă această reglementare, însă în momentul de față se pot face totuși subvenții de către autoritățile locale pe baza principiului investitorului privat în economia de piață, ceea ce exclude această finanțare din sfera ajutorului de stat. Ajutorul de stat înseamnă că statul de ajută. Prestul investitorului privat înseamnă că statul investește și scoate bani. Nu te ajută nimic, ci se comportă ca un investitor. Fac bani și scot bani. Și atunci, pe acest principiu, consiliile județene din marea majoritate a aeroporturilor oferă bani companiilor aeriene pentru a opera în acea mântuță, Bihorul, pentru a opera pe Oradea, au avut în eu, acum au avut în 200, Târgu Mureșul, Sibiul, foarte mult de la Sibiu, care subvenționează bazându-se pe ce? Eu îți dau pentru fiecare pasager care mi-l aduci, îți dau 10 euro. Dar eu câștig din faptul că tu mi-aduci pasagerul, indiferent că e străin sau român.
Faptul că tu mi-ai aduce înapoi urmă Rădean, mie acel Rădean îmi consumă în Oradea coșuțelii. Dacă vine un turist, nu consumă coșuțelii, dar consumă de 10 ori mai mult, plătește și hotel, plătește de la alt consum. Și atunci el, din această analiză, demonstrează că da, eu subvenționez această rută, dar eu îmi scot banii. De fapt, eu ca și consiliul județean. Ministrul Transportului nu poate face asta, pentru că el nu poate să zic ok, investesc, dar avantajul are consiliul județean. Deci, prin urmare, doar autoritățile locale pot face acest lucru. Noi am avut discuții și cu domnul Nica și cu domnul Fiț de la Primărești, ei sunt deschiși la asemenea colaborare. Înțeleg și înșii că este foarte importantă această sinergie dintre aeroport și regiune și există acum această posibilitate cu Timișoara Capitală Culturală, de exemplu, să promovăm, eu am oferte și de la Ryanair și la Wizz Air și la Lufthansa și de la Turkish Airlines. Turkish Airlines, de exemplu, au solicitat 10.000 de euro pe lună pentru a promova Timișoara ca destinație turistică capitală europeană. Și ne garantează în scris că acel mesaj va ajunge la 5 milioane de vizualizări, de persoane. Prin diferite metode și au ei propriile rețele, dar care sunt foarte eficiente. De asemenea, pe Ryanair, totul nu intră pe Ryanair pe site. Să ai acolo o legătură, să ai o promovare, să ai push-uri, să ai mail-uri pe care le primești. Eu am fost la Covid, de vorbă cu EasyJet, pe primele să le EasyJet aproape zilnic. E tot felul de informări și de așa ceva, la un preț, zic eu, foarte decent, adică nu vorbim ca la Sibiu de 2 milioane de euro, ci vorbim de 100 de mii de euro, dar este cam un gest a faptului că te ajut să vii să operezi la noi pe aeroport. Timișoara, la un moment dat, va avea beneficii din această operare și noi vom participa și noi. Putem participa pe o oarecare măsură la promovarea rutei, întrucât există decizia Comisiei Europene în Bratislava, într-un proces în care Comisia Europeană a statutat foarte clar că aeroporturile pot investi în marketing alături de linia aeriană. Chiar dacă curs este operat de linia aeriană și normal că își promovează destinația, aeroportul poate participa pentru că ai și tu la rândul tău beneficii. Și atunci poți participa. Poate nu la măsura care face linia aeriană, dar poți ajuta la această promovare. Iar în ceea ce privește Consiliul European, Consiliul Județean și Primăria, pe aceleași idei și ei pot participa la această promovare a regiunii, mai ales că în 2023 vom fi capitală culturală și putem atrage turiști, cu atât mai mult cu cât noi avem datele de la Ryanair și Wizz Air. Știți că nu avem mulți pasageri externi. Peste 96% sunt români care plătesc cu Wizz Air și Ryanair, nu avem foarte mult. Deci ar trebui să-i atragem. Trebuie să atragem nu sunt pasă pentru aeroport ca să avem mai mulți pasageri, ci pentru regiune, pentru toți. Chiar putem. Și chiar sunt foarte, din punctul meu de vedere, pentru că le știu, sunt foarte eficiente aceste rețele pe care le are și Lufthansa și Turkish, foarte eficiente. Adică chiar ajung la oameni mesajul lor. Bine, au niște cerințe. De exemplu, filmulețul sunt de 630 de secunde, deja nu mai cadă. Dar cu siguranță se pot găsi în cazul în care se dorește, putem găsi un numitor comun. Însă și de unica și cum fi au fost de acord, dar zis că nu am absolut nimic împotrivă să avem aceste întâlniri, să îi chem pe cei de la Turchii și de exemplu să discutăm cu ei, să au fost de știți însă urmează. Este vorba și de bugetare, de acele asociații pentru promovare, pentru șoapii care trebuie să-și bugeteze și ei. Deci probabil de la noi discuțiile avem de acum, chiar dacă ABDR nu se va putea face această finanțare. Noi ne dorim cu siguranță va avea un efect benefic asupra traficului aeroportului. Decizia de a deschide noi destinații aparține în exclusivitate companiei aeriene. Eu vă pot spune doar că facem demersuri, însă decizia nu aparține decât... Pentru ce destinații? Păi, în momentul de față avem Nürnberg, Basel cu Ryanair și Istanbul cu Turkish Airlines. La 3 septembrie avem o întâlnire la Istanbul cu aeroportul din Istanbul, pentru că și ei își doresc. Și care e? Asta nu, care își doresc și să aibă o legătură cu Timișoara și zice că dacă merge one-to-one meeting, dar de fapt va fi one-to-two meetings, pentru că noi vom fi împreună și noi și aeroportul Istanbul, vom merge să avem întâlnire cu cei de la Turkish. Pentru a le solicita să facă această legătură, ei de fapt au fost aici Turkish și au analizat din punct de vedere al capabilității operaționale și comerciale, le-au convenit și condițiile pe care vă spuneam mai devreme, acele discounturi de 75%. Au fost foarte încântați de el, în ceea ce privește suprafața de mișcare,
pe care ne vrem să o îmbrătățim, la care v-am spus, este foarte bună și sunt foarte mulțumiți, mai ales că în ceea ce privește sistemele de navigație, chiar suntem la cel mai înalt nivel care poate exista. Avem IRS categoria 3A pe ambele direcții, care e cel mai bun care există pe piață. Avem non-directional business management equipment pe ambele direcții, avem plăcină oști definite pe ambele două direcții, avem toate sistemele la cel mai înalt, deci ei sunt foarte încântați de a opera pe Timișoara în aceste condiții, sunt chiar foarte bune. Domnule director, în primul rând, eu nu am mai fost și am spus că aveau operativitate undeva la 40% din avion maxim. De ce se întoarce ANR-ul din nou Timișoara în Nürnberg? V-aș ruga să mă spuneți, mai scurt, că am câteva serii de întrebări și să mă stau. A doua întrebare ar fi, aveți un studiu pe care l-ați făcut dumneavoastră sau cei dinainte dumneavoastră ca să știți ce destinație ar vrea timișorenii sau cei din regiune pe care îi deserviți să aleagă în vacanța lor? Pentru că avem prea puține destinații la mare, de exemplu. Nu vorbesc de ceantă. Vorbesc de legătura cu Constanța sau... Nu, vorbesc de Cluj, de exemplu, care anul trecut a deschis 7 destinații, dintre care câteva în Cipru, 2 în Cipru, a mai deschis în Malaga, parcă una, a mai deschis una în mijlocul Franței la Lyon, pe când noi am pierdut destinații. De la Reine am pierdut 5 destinații, a rămas Băieștiul și Milano, am pierdut Liverpool, parcă am pierdut Berlin. Da. Deci aveți un studiu făcut unde ar vrea Timișorenii să plece? Scurt, vă rog. Avem, din cum se vede pe site, acel site din 2018 sau 2017. Da, acea analiză prin care le solicităm pasagerilor să bifeze care consideră că ar fi destinația de vacanță. Mai avem acel studiu în care din punct de vedere al voturilor, vedem unde sunt comunitățile în alte români, dar este un dezavantaj acolo, pentru că acolo știm că sunt mulți români, dar nu știm de unde. Poate să fie din Iași, poate să fie din Timișoara, deci ăla mai participa la o analiză când le arătăm companiilor aeriene și companiile aeriene își au propria analiză. Mai avem iarăși un soft achiziționat în care avem un istoric pe rutele existente ca să vedem cum s-a mișcat traficul de-a lungul timpului pe anumite destinații. Ceea ce privește Ryanair, ei, într-adevăr, nu au luat încărcătură mică, au profitabilitate mică. Asta a fost o întrebare. Aveau gradul de încărcare sub 40% pe cursa de Ryanair. Știu că într-un interviu a spus domnul Victor, care era director. Mă întrebesc. Eu, când am fost la ei și am discutat, eu plăceam și atunci. Eu îmi trebuie lucrat cu Ryanair întotdeauna. Și când au fost ei au renunțat la anumite curse, deși aveau o încărcătură de 96%, 94%, și se întrebau, cum este posibil să renunțe 94% pe Ioan? Zice, dar hai să vedem la Italia. Exact, zice, 3% dintre ei sunt bilete la 10 euro. Zice, și degeaba avem este fiindcă eu nu sunt profitabil. Și de asta au avut. Dar în momentul în care s-a retras, nu au maximul de faptul, pentru că ea a fi mers în continuare. Acea rentabilitate lor se îmbunătățește în timp. Tocmai de aceea noi doi ani de zile oferim discounturi, pentru că după aceea doi ani de zile, dacă nu e profitabilă, atunci înțelegem și noi, iată și pleacă, că e clar că nu sunt mai deci. Dar n-au avut niciodată acolo. Am înțeles. Deci să înțeleg că nu avem nimic concret în momentul de față, nici măcar Portugalia, care a fost bifată de majoritatea studiului la care v-ați referit, era Portugalia ca și destinație preferată pe primul loc. Nu avem nici măcar aia și nu avem nimic concret în afară de Nürnberg și Istanbul. Da. Istanbulul pe preț normal și Nürnbergul la low cost. Aveți vreun contact cu EasyJet? Altă companie de low cost? Da, sigur. Țin de lucra, bine că nu s-au decis să opereze în această zonă. Dar, știți că au anunțat chiar CEO-ul lor, au anunțat undeva în ianuarie că vor să opereze în România mai multe destinații. Da, știu, am anunțat, dar deocamdată nu trebuie să declar București, pentru că trebuie să nu au luat decizia de a începe să o aveți șanse ca în sfârșitul anului să deschidem în afară de cele două destinații, Nürnberg și Istanbul, încă două, trei destinații, cumva, chiar dacă nu s-a luat acest. Pentru că, uitați, capitală culturală europeană. Da. Și vine turism cu mașină din Ungaria. Știu, eu ceea ce pot spune este faptul că noi avem discuții cu ei, însă decizia, așa cum am zis, nu ne aparține nouă. Deci nu vă pot garanta că așa este. Vă pot garanta că promovăm sau că acestea sunt destinații în Portugalia afară, de exemplu, discuții cu Ryanair pentru afară.
dar nu vă pot garanta că o vor opera sau nu. Nu mi aparține mie decizia, mi aparține lor. Noi încercăm să-i convingem să vină. Acum, ținând cont că le oferim aceste discounturi, eu sper că pierderilor sunt atât de mare și după 6 luni, un an de zile, vedem atunci dacă vor rămâne sau nu. Dar încercăm să-i aducem. Dar decizia nu autobuzele pe care le-ați anunțat, Reșița, Arad și așa mai departe, aeroportul până acum nu a fost în stare să negocieze un contract cu STPT-ul pentru E4, care se facă legătura între cursele aeriene și orarul lor de funcționare. Cum credeți că veți ajunge la o soluție cu celelalte orașe? Păi eu cred că dacă mai exista CLL și dacă așa, există CLL pe E4. De exemplu, pasagerii vin și iau taxi din aeroport pentru că nu au autobuz. Avem autobuz și, dacă vă uitați, trebuie să vedeți, programul este schimbat. Am avut discuții cu ei și au schimbat programul în funcție de traficul aeronautelor. Este acum schimbat. Da, și în ultima cursă este la ora 12, la Atenu, de exemplu, nu la Atenu, vine la ora 2:30 și mai duce să pleci din aeroport cu autobuz, doar cu taxi. De multe. Unde ori mai vine și la 1:50. Ne-am avut discuții chiar spune trecută cu colegul meu de la Judic, au discuție cu ei exact pe tema asta și au spus că au ajustat deja traficul, în fundul i-au dat traficul de aeronave și spune ok, am ținut cont de traficul, dacă există anumite oportunii, este posibil ca în acea perioadă să consideri ei că ne fi, de exemplu, decât o plecare pentru ăla nu mai pune în cursa. E posibil să... Teoretic, dumneavoastră ați avea o noutate, pentru că atunci E4 ar fi singurul autobuz care ar merge 24 de ore din 24. Ultima plecare fiind la ora 2 și prima venire fiind la ora 3, că la ora 6 aveți primul avion și trebuie să se îmbace cu 2 ore înainte. Alea sunt sosiri care vin noaptea. Alea sunt sosiri care vin noaptea, nu sunt plecare. Ei și-au adoptat în funcție de plecare, nu și de sosiri. Despre legătura de autostradă, ce știți? Știu că există un proiect, am văzut proiectul de fapt, cu cele 4 mers care l-a stat, dar de asemenea nu ține de aeroportul Timișoara. Știu, ține de... Da, am dorit să se treacă, bineînțeles, că după cum am spus... Vreau să promovați aeroportul, nu? Este una din metode, să-i aduceți pe oameni, nu mai repede aici, ieșind de pe autostradă și din oprindă. Da, însă... Nu trebuie pus să ne limităm la ceea ce putem face mai mult pentru cetățeanțe. Ne bucurăm că eu fac această legătură, însă nu prea avem pârghii, cel puțin. Eu nu am pârghii să determin Consiliul Județean să se plătească, să facă legătură. Normal că nu doresc, pentru că, așa cum am spus, va avea un efect pozitiv asupra de port, este legat de autostradă, dar nu prea văd cum ar putea noi să determinăm această construcție, această... Curse de linii aeriene care nu sunt low cost aveți pregătite pentru anul viitor, că anul ăsta nu înțeles cum nu este poate nimic. Nu. Am avut la un moment dat discuție pentru Viena cu Lufthansa, însă nu au renunțat la ideea de a face. Eurowings, nu știu dacă o luam un act pentru primăvara anului viitor. Ar trebui să înceapă în doamna, dar începe de anul viitor, în primăvară. Alte întrebare, vrește vă împotriva curselor low cost, pentru că, practic, dumneavoastră a spus să echilibrați cumva curselor low cost cu cele normale. Dar uitați, Wizz, de exemplu, un aeroport mic din Germania, aduce o trafic de 3 milioane de pasageri pe an, doar cu Ryanair. Ce ar fi să avem și noi cu Timișoara, în capul în care se aduce tot Wizz-ul și Ryanair-ul care se poate? Am avut această discuție, cred să mulțumim voastră cu cei de la Ryanair. Și se plăgeau că lucrurile Timișoara este prea scump, că îi iau dublu față de cât ea așa vrea lua. Și am zis, ok, atunci și mie, când mă duc așa de lua 3 milioane de pasageri și îți fac și eu discount de 80% la tarifele actuale, mă duc 3 milioane. Și atunci el îmi spune, ok, mută și tu Bruxelles de Timișoara și atunci o să se văd 3 milioane de pasageri. Acum mă duc să-ți iau dublu. Și ne cedăm nici unul pe oameni. O să încercăm să ducem Bruxelles de Timișoara, să mântăm Comisia Europeană la rață. Asta vreau să zic, după cum am spus, depinde foarte mult de zona de captare. Nici o companie aleagă nu vrea să le tragă unui director de aeroport sau unei... Și doar dacă zona permite, dacă zona permite și pasageri, sunt atunci, dar dacă nu operează o perioadă, un an, doi și dacă nu se le trag sau schimbă, vedeți la Cluj. Au încercat, au văzut ce făceau, s-au renunțat. Dar Clujul, poate mie, au deschis 7 rute, 3, 7, doar cu Wizz Air.
Am mai venit și 2021. În timpul pandemiei? Da, în 2021. 7 luni de noi. Și sunt menținute toate? Da. Nu cred. Am lăsat să vă trecut. Au renunțat la 5 din cele 7. Da. Da. Vă rog să vă uitați pe site-ul mai este. Da, știți cum, orice raport anunță doar chestiile pozitive, nu și cum se retrată. Așa e normal să fie. Pe de altă parte sunt anumite conjuncturi care țin iarăși de exemplu, Iașul. Iașul a avut acum o creștere fantastică de trafic, dar se datorează datorită războiului din Ucraina. Clujul, cu siguranță, a avut în acea perioadă evenimente, pentru că nu cred că în acea perioadă de pandemie o companie aeriană a deschis 7 rute noi de dragul doar că oamenii vor călători în timpul. Asta este părerea mea. Mizerul, dau și lista, nu știu, din cap, eu v-am spus de Cipru, de Malaga și de Lima. Ăștia le știu că le-am numărat de la ei, cu prețul redus. Poate întrebarea, de ce sunt prețurile practicate de Wizard, de exemplu, mai mari decât cele de la Cluj? La Cluj, aproape toate zborurile, dacă le iei peste 3 luni, sunt la 38-40 de lei. La noi, pe unele destinații, la Wizard, aceleași destinații cu Clujul, sunt de 100-150 de lei. La ei, aceste tarife... Nu sunt noi destinații, nu sunt noi adorene. Aceste tarife sunt stabilite de către un soft. Este un soft care automat schimbă prețul biletului în funcție de gradul de călcare aeronavă. Criteriul numărul 1, criteriul numărul 1 este să umple aeronava. Abia după aceea, pe locul 2, să umple cu bilete cât mai eficiente. Asta știm și noi că se mărește și aici pe măsură ce se încarcă aeronava. La prețul de pornire, teoretic e 38 de până nu este 100 de lei. De exemplu, o dau Marea Britanie, Londra. Dacă luați de pe Cluj în septembrie, găsiți la 38 de lei. Dacă luați de la noi, în septembrie, găsiți la 150 de lei. Sau octombrie, sau noiembrie. Cum vreți dumneavoastră că mă gândesc cum e încărcată direct acum de pe aia. Asta nu depinde decât de gradul de încărcare și de modul de încărcare pe fiecare lună. Acesta, în funcție de cum există cererea, așa fluctuează tariful. În funcție de cererea care există. Așa putea să prețuiască.